Clădirea pe care știți că am acreditat-o. Doamna ședință de Consiliu. Dânsul este domnul Eugen Ungureanu, generalul de la televiziunea Euro TV, exclusiv TV, așa. Nu facem domnul reclamă. Cameraman, care ne filmează. Da. Nu general. Da. Noi vă mulțumim că ați venit în ședința noastră de Consiliu Local și vă urăm succes în activitatea dumneavoastră. Domnilor consilieri, să sunteți gata să putem începe. Înainte de toate, am să vă rog frumos domnul Robert Vernica. Este plecat într-o delegație și nu poate veni astăzi la ședință, dacă sunteți de acord să îl învoiți. Inclusiv doamna Eșanu. Doamna Eșanu, doamna Eșanu, acum acolo. Da. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Aprobare procesului verbal la ședința ordinară din luna ianuarie. Dacă sunt discuții la procesul verbal. Dacă nu sunt discuții, nu punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punem la vot procesul verbal la ședința extraordinară din 8 februarie. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. N-am fost prezent. Abțineri. Două abțineri. Pentru că era cu niște cabluri care trebuia, am mai aprobat mai acum vreo 2 ani. Bă, și nu mi-a trimis de la Ancom exact prețurile și n-am știut ce să pun pe ordinea de zi. Da. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Mulțumesc. Doamna președintă, aveți cuvânt. Supun spre aprobare ordinea de zi, cu excepția proiectului de la numărul 7. Cine este pentru? Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare în Comuna Traian Cețu Bacău pentru anul școlar 2019-2020. Având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei Traian, raportul secretarului, se hotărăște, se aprobă organizarea rețelei școlare din Comuna Traian Cețu Bacău pentru anul 2019-2020, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunitar, de către primarul comunitar, inspectoratului școlar județean. Aveți pe spate anexa. Școala gimnazială Traian, Școala primară Bumbăniș și Școala primară Zăpodia. Așa, avem aici, avem în spatele proiectului de hotărâre o adresă de la Inspectoratul Școlar către Primăria Traian și Consiliul Local. Ok, bun. Dacă sunt, nu sunt discuții, putem trece la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea
decontării navetelor cadrelor didactice din Comuna Traian pentru lunile ianuarie și februarie 2019. Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice din Comuna Traian pentru luna ianuarie, suma de 1716 și februarie 1851. Valoare total 3567. Dar de 15 ianuarie? N-am aprobat. Trecem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Da. Pentru că nu sunt de acord. Nu sunt de acord cu decontarea navetei, deoarece activitatea care o didactică și la Traian este defectuoasă. Și nu văd de ce am susține navetea. Trecem la punctul... Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2009, pentru anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social. Deci, Consiliul Local Traian. Da, am înțeles. Deci se aprobă planul de acțiuni și lucrări de interes local. Avem anexa în spate. Discuții, dacă sunt. Câte persoane mai sunt? Două persoane mai sunt. Bortă și cu urmă. Două persoane. Da. Doamna Ușu, trei. Cu doamna Ușu, trei. Da, da. Trei. La familia Ușu. Bun. Dacă nu sunt discuții, putem să trecem la vot. Cine este pentru? Abținere. Împotrivă. Trecem la partea. Aprobarea cotizației anuale a Comunei Traian la Asociația Comunelor din România. Asociația Comunelor din România, cotizația noastră de 1300 de lei. Da, și eu am o curiozitate. Ne ajută de obicei, nu? Mai ai discuții cu ei, mai interviu. Când ai nevoie, tu sui la unul, la altul, suntem într-o asociație, până la urmă. Sunt ca și colegi, bănuiesc. Da. Nu neapărat. Da. Că... În punctul meu de vedere, aș putea să mă la Crucea Roșie. Nu știu la Crucea Roșie. Acum ai nimă asociați? Da, bun. Discuții? Nu faci mai bine. A fost o discuție din proiect mare de gaz, dar eu n-am acceptat să intrăm la ei, pentru că noi avem gazul aici și nu vrem să intrăm iar într-un master plan. Cum suntem în ăla cu Adipu și să nu știm ei după aia. Da. Bun. Haideți să trecem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă? Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Traian, județul Bacău, inventariat la data de 31.12.2018. Discuții, dacă sunt. Da, s-au făcut toate, inclusiv s-au trecut drumurile asfaltate, care nu înțeles că și-au ridicat prețul și... S-au actualizat. Da, s-au actualizat. Da. Bun. Putem supune la vot?
Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Trecem la următorul proiect de hotărâre, proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici cuprinși în deficitul general conform ordonanței de urgență numărul 114 din 28-12-2018 pentru obiectivul de investiții, modernizare drumul de interes local în comuna Traian, județul Bacău. Discuții. Aici o să vă intervin eu, o să vă spun, știți ordonanța 114 care a spus că toți salariații din construcții trebuie să face salariu minim de 3.000 de lei pe lună. La noi, firma care a câștigat licitația la drumuri a venit cu salariu minim pe economie. Care era atunci? Care era în decembrie. În decembrie a avut loc licitația. Înainte de mărire. Înainte de mărire, da. Erau așa. Conform ordonanței, și avem adresa de la Ministerul Dezvoltării care mi-a trimis, să spunem cu cât s-a indexat mărirea salariilor. La noi vine cu 57%, s-a indexat doar la manoperă. 57%. 57%, da. 57,2%. 200 și am s-o plătit, aveam toate făcute de făcute, dar acum nu știu exact. 57,57. Da. E ordonanța din guvern, dar nu-i venit. 70 la 17. 17,58. 17,92. 53%. Norocul nostru că... Totuși salariul minim era 1900 sau 2100 și acum este 3000. Așa am făcut și noi. Așa am făcut și noi. Eu sunt 50%. Nu, 57%. Păi nu, era 11.40. Uite, aveți în demiză aici. Era 11.40. 11.40. În hotărâri. Era 1900, cu mediul... Da. Deci la urmă de 11.40 și apoi ia... 1928. Bun. Și e 57%. Și eu m-am patrat în 7. Toată ziua. Așa. Așa. Ei, pariu. Asta nu e toată lumea, da? Ba da, toată lumea. Asta nu le aveți. Asta e adresa. Asta e clasul din rege. Sunt o luat de la de lucrare nouă, de care vin, deci, ceva... Pe drumurile noi, care... Care urmează de la anțită. Da, pe care am încheiat contractul. Nu vorbim despre manoperă făcută până acum. Nu făcută, nu. De pe totul, aia ne-ați avut la așa. Îl fac tot de la PNRR dați, fără nicio problemă, nu se mărește contribuția noastră. Problema că ei nici iar prin adresă se spune cu cât s-a mărit, pentru că la alte comune s-a licitat cu salariu mai mare. Nu a mers la noi pe salariu minim pe economie. A mers pe un 2000 de lei sau a mers pe 1500 sau nu știu, pe cât a mers fiecare unul licitat și cum a licitat. Da, s-a licitat cu salariu minim pe economie. Și la noi s-a indexat cu 57%. Bani suportați în proiect. Da, dar minus de cât s-o cătesc eu. Fașa. Deci nu crește valoarea proiectului 57%. Nu, nu. Partea din manoperă. Atât. Fașa. Din care să te ratați în local. 2 miliarde. 17, 920, 1, 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 1
Păi, asta e diferența. Și cât ar fi din tax de la local și cât ar fi din fonduri? Păi, 658 de lei diferența la salariu. Nu, 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 nu din, în hotărâri scrie. Da. Pe muncitoare. Cât e din bugetul local și cât e la bugetul de stat. De că așa știi, mai mult jumătate. Da, noi uităm că salariu. Salariul nu l-am făcut noi. Deci, conform ordonanței de urgență 114 din 28 decembrie, uite ce spune. Da, da, salariul. Da, din construcție. Din bugetul de stat, ca sunt grija angajatului, nu angajatorului. Că nu pare de ce să cadă în grija beneficiarului. Nu cade în grija beneficiarului. Deci ordonanța e dată
cu toți muncitorii care lucrează în construcții. Eu asta am înțeles perfect, dar n-am înțeles de ce trebuie să plătim noi. Dar nu plătim noi. De ce? S-a refăcut devizul general. Cum noi nu plătim? Noi plătim. Da, noi suntem beneficiarul, dar banii vin tot din contractul, din PNDL, din Ministerul Dezvoltării. N-are cum. Partea care trebuie să o pui Consiliul Local, care o aveam noi, nu crește și la noi. Nu, da, bă, da. Da, cum crește și la noi. Crește și la noi. Crește și la noi. Nu e automat crește și valoarea care cota lui. Nu am depășit valoarea care am contractat-o la Ministerul Dezvoltării. N-am depășit la 100 de mii, dar mai am crește 20. Dacă noi banii nu-i punem pe stradă, vine de la bugetul de stat. Diferența care e în suma locală vine de la minister. Ca să fie vreo suma aia, trebuie să mă indexeze ministerul. Ministerul a dat timpul și a făcut adresa. Noi, da. Și să facem actualizare de emisiune generală. Da, dar nu mai știu cât era înainte. Nu mai știu cât era înainte suma aia. Cât era suma aia înainte la Consiliul? Foarte noastră. Aia care e 4,7,5,5,4 lei. Cât era înainte? În decembrie a fost. În decembrie a fost. Da. Nu are nicio fapt. Trebuie să mă duc la hotărârea de atunci vedeam cât nu crește și nu. O crescut și asta, pentru că automat crește... Deci la noi sunt mult, eu zic, am dat contribuția noastră. 4 miliarde, nu? Dar asta la indicație. Asta e finanțarea. Asta e finanțarea și asta e suma noastră. Am plecat și înainte. Nu mai știu înainte de cât era. Banii ăștia, dar nu s-aia cuiva. Păi sunt tot ai noștri. Două sume, o sumă de la bugetul de stat și o sumă de la bugetul de stat. Dar de ce relevanță? Poate sunt plătite de beneficiari și tot asta. Sumă de la bugetul de stat și sumă de la bugetul de stat. Am un problem cu cât au indexat ei. Păi cu ce spune? Da, problema, dar tot e o gol. Dar n-am indexat, domnule, tot o gheu. Tu vrei să-mi te rog cu proiectul? Băi, o indexat-o pe structură. Nu! Oricum n-am prins în hotărârea din decembrie și cu finanțarea noastră. Era 2 miliarde și nu știu. Deci devizul are făcut constructorul. Da. Devizul. Conform, nu, proiectantul. Proiectantul. Proiectantul, proiectantul conform ideului. Dar aveam 2 miliarde. Tura trecută, da. Acum avem 4 miliarde. N-ai 4 miliarde, că astea 2 miliarde care ies în plus de la 57% valoarea pe manoperă, nu-s toate noastre. Nu, dar scrie suma care e pentru Consiliul Local, care e buget de stat, iar suma 437,5 inclusiv TVA-ul, trebuie să convine starea bugetului local, al Comunii Traiană. Dacă era 2 miliarde, acum ne-o dublat. Nu era 2, nu era 2 miliarde, era tot vreo 4 miliarde, că era tot al nostru. Bine, acum o aduce. Dacă era 2 miliarde și 4, dar ne-o dublat atunci, nouă la...
dacă ne uităm la proporții. Da, sunt din bugetul local, 800, total în general, din care? Bugetul de stat. Da, vine de la stat. 400 de euro. Noi dăm 400 de euro. Auzi, vot mă spin de acord la asta, dar vreau să zic că are 10% crește. Crește devizul cu 2 miliarde, noi mai dăm 200 de milioane. Mai dăm 200 de milioane. Mai dăm 200 de milioane. Noi punem 200, noi punem 2 proporții. Era 5.000 și ceva de la bugetul local, de la Noma. Deci ei era pe economie. Da, a plecat, dar nu pleacă nimic. E ce spune, e prea bine la asta. Ei banii în mână, atâta iau, 1.700, cam ceva dimineața iau, când o să fac tot de atâta bani. Nu am ei noi treabă. Noi treabă. Cu fel pe tot salariul. Da. Prosectanță, da. Dacă salarul, hai să zicem, minim vechi, pe care a fost făcut, a fost 1.900. 1.900 cu 1.900. Da, dar luau în mână 1.400. Da, da, acum m-am certat cu ei. Da, acum mai schimbat. E schimbat, deci acum un manovar în construcție. Un manovar. Vreau să iei minimul 22.800. În mână. Deci ăia în mână. Ia 22.800, ce am întrebat constructorul ăsta. În mână aia. Ia în mână salariul ăsta numai dacă el, total societatea din construcții care vine, lucrează doar construcții și are venit mai mare de 80% din construcții. Dacă el mai are și comerț, mai vinde ciment, mai vinde altceva și are... Ăștia mai vinde altceva sau numai construcții? E construcții. Automat, deci așa o să ai. Deci ei trebuie să iei 22.800 în mână. Da. Minimum un salariat, da, ăla da, care dă la lopată, care mai meserează, poate să iei 4.000, poate, salariu în mână. Dar nu, ce plătești la stat? El a venit pe minim pe economie. Ți-am spus că asta e discuție, că el era contra la CNA. A fost contestat pe tema asta, da, cu câștigat pe cu salariul minim pe economie. Da, 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 de asta a fost contestat. Și la noi a fost, toți au fost, da, sunt firme care au avut, 17 au avut. Mă, tu ce plătești 4? Mai puni 43%. Păi, dar ăștia muncesc de greu, lasă-i să iei. Eu tot, lasă-i să iei, dar treaba că... Da, așa mă fac, așa mă mai de cap. Tot muncim de greu, nimeni nu ia bani povară. Vă spune ce v-ați nu mâncesc iar la mâncă. Stai să vedem, cât avea... Total era 5.000... 5.586,57. Și acum este 5.000... 532 de... Asta-i situația. Deci ce suie de 32 de... S-au fost licitații, după licitații. După licitații. Din care? Ce am văzut în TV? Din care? Și a noastră era 373.909. Și acum suma noastră este 400.000. Asta, 437.555,40. Asta trebuie să participăm noi. Da. S-au mutat. 700 de milioane. Diferența e 435,55. Da, e scris. Asta de aici, 437,55. Da, 35. Minus, contribuția noastră era de 373,99. Da, deci, cu așa ai zis? 6, 10. Da, asta e. Da, să vedem cât e pus. Atât de.
Exact, ăsta au 57%. Mai sunt discuții? Haideți să trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Trecem la, la ultimul punct. Nu, mai avem unul. O să mă scuzați. Nu mai. Aici o să fie discuții doar de principiu. Ciobanu Mihai Ovidiu, domiciliat în Bacău. Așa, domn profesor, discuți asta. Ar dori să aibă o activitate sportivă, să înceapă pe data de 4 martie 2019 și aș avea nevoie de vestiare pentru a-mi lăsa materialele pe care le voi folosi la antrenament și unde elevii se vor schimba. O lăsat actul constitutiv, așa, și aici, la urmă, are un program de antrenament. Luni de la 14:30 la 16:00. Ce antrenează? Fotbal? Ce vrea să fotbal. Echipe de fotbal? Da. Cu grupa întâi. Copii de a treia. Da. Nu e vorba de copii de a treia. El are o firmă care el antrenează copii și nu mai are teren. Se vrea să iei la treia. Deci, cam așa cum se da. Bun, și ce copii din comunitatea lor. Vrea să închirieze baza sportivă, inclusiv vestiarele, unde se poate schimba. Și ar avea luni. De la 13 la 14:30 cu grupa a doua, de la 14:30 la ora 16 cu grupa a întâi. Și marți liber, miercuri. O pus tămân invers ăsta. 13 tot același orar. Și mai face vineri. Grupa a întâi, grupa a doua. Noi aveam o taxă din chirieri care... Era pe oră. Pe oră. Era de bază. 25 lei pe oră. Da. Da. Avem hotărârea. Da, în cazul ăsta de centimetri, când vrea să o asumea cu copiii comunilor, să joace. El vrea doar, cum a spus eu, luni, luni, miercuri și vineri. Păi eu nu ajung numai luni, miercuri și vineri. Oricum, baza noastră nu este folosită. Luni, miercuri și vineri și vrea vestia... Da, 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 dacă o folosești numai în timpul ăsta, da, da, vrei să poată să o folosească cum copiii comuni. Că atunci dacă el și-o pus la cătul piașă, nu mai poate folosească copiii comuni. Nu, el vrea vestiarele. Cel mai mult îl interesează... Și terenul îi trebuie. Doar și terenul, da, dar el vrea un vestiar unde să-și țină. Scule lui să-și țină. Da, dar nu după aia să-l pui la căpii. La căpii. Dacă pune la căpii. Nu, noi de obicei, când spala merge permanent acolo la joc. În vestiare nu-i lăsam singur. În școală, în vestiare nu? Nu. Problema e când vine vara, copiii noștri nu mai au nici să joace fotbal după masă. Deci, se duc tot pe teren, nu? Ba da, cum se mai pentru că el are program. Până la ora 16. El începe la 1 până la ora 16. Lunea, miercurea și vinerea, atât. Copiii noștri, dacă se vor niște fotbal, poți să înscrii și să-i adeneți de un profesor să facă echipă din comunitatea noastră de fotbal. Și după ce se termină el programul... E mai duce în treabă, aștept undeva, eu mă duc la Bărțescu. Știu că e mai duce ala. Da, el văd că percepi și o taxă, aici pentru grupile 1, 2, 60 de lei pe lună, și pentru grupile 3 și 4, 30 de lei. O să le scoate în curentul. Asta se face percepi el sau întâlnesc. Asta care le percepi el de copil. De copil. Noi hotărâm asta, dar noi avem o hotărâre. Avem o hotărâre care o dăm cu taxele locale, taxa pentru închirierea terenului de sport în cadrul bazei sportive multifuncționale din satul Traian. Comuna Traian este de 25 de lei pe oară. El are 4 ore, este lunea, 4 ore de la... Da, noi s-au făcut 4, 3 ori, 4, 12 ori, vin
Trebuie să facem un proiect de hotărâri. Tocmai de asta am venit la dumneavoastră. Din principiu, adică suntem de acord, dar trebuie realizată. Înainte să-i spunem, să putem trebui să-i valoarea închiriei. Să subvenționăm noi, spui? Pentru copii din comunitatea noastră. Copii care aduci în altă localitate, treaba lui. E treaba lui. Deci dacă contra valorii pentru tineri, el adună 10 copii din comunitatea noastră și îl antrenează la fotbal, atunci noi putem să subvenționăm o parte din chiria asta. Dar am înțeles că deja e ales. Pentru da, fotbal, el a ales ceva copii. Da, pentru fotbal. El, toți copiii băzi. Și am eu, spune, tată, îmi dai bază. Dar nu fotbal. Da. Poate de-a steaua. Asta e chestiune tehnică. Da, da, din principiu de acord. Da, dacă îi sprijinim cum ar fi ăsta de localitate, vii să te întâlnim. Fac o propunere mai complex un pic. Dar ei la vară, în timpul căldurii, cei mari care se duc aici, nu știu să facă fotba. Toți sunt de la patru acolo. Păi nu, dar nici să nu spui la altă tu pe... Nu pe baza sportivă, teren și forma. Dar nu cât dar nu poate să-l împui el. Copii din Traian și altă... Că dacă încuiat el terenul din forma, nu mai poate să intre pe terenul. Cât joacă, are voie să-l împui pe ea lui, cât închiria lui. Își lasă acolo copiii. Nu ne-am fure pe ea. Cât împui baza și cât copii sunt din Traian, altă în urmă. Atât? Și asta trebuie să reanalizăm costurile cumva, nu? Să da, vedem un pic taxa asta. Pentru că o vestiare nu poate ține cheie la toată faza aia sportivă, nu? Nu, domnule, el vrea strict la vestiare vrea. În încăpere acolo. Cu... Da. La vestiare. Acolo poate pui lată pe două vestiare. Da, trebuie să facă dușul, trebuie să facă... Păi n-ai cum să... Păi n-ai cum să... N-ai cum să spună lată, el trebuie să... Cât are cheia respectivă? Nu pune lată, domnule, cheia să facă dușul. Am trebuit plătit apă. Nu putea să plătim pentru... El vine de la lacă să spui la câte vestiare de care ne folosești, știi? Nu te-ți luăm problemele alea. Nu toată baza sunt închiriere. Fără să știe că noi îi dăm lui închirie doar... Bun, am trecut și perioada închirierii, dar ceva. Cam în ședința viitoare și ne specific. Să se plătească... Deci ar trebui să te fac o propunere totuși mai cuprinzătoare, să știm cine... Câți copii sunt? De la Traian sau de la alte părți? Îi fac o invitație. Ar trebui să ne lămurem. Mai bine ar fi să vin aici, că sunt multe lucruri de discutat. Bun, mai sunt la diverse... Haide, mai am eu o problemă. Atunci când am dus-o pe Mariana la Bâșteni, n-am avut ce să o îmbrăcăm. Și ne-am dus la un magazin de aici din sat și am cumpărat o pereche de papuși de casă, 6,50 lei, un săpun, 2,50 lei, un prosop, tot de 204 lei. Și trebuie să ne scădem de ei. Ne trebuie aprobarea Consiliului Local, că sunteți de acord să... Deci vorba de luăm din bugetul local. De luăm din Mariana, da. Când am luat, da, aveam cu ce să o ducem. Pur și simplu am plecat acasă, m-am dus, nu aveam ce să o ducem. Ea era lungă, era... Bun. Cine este pentru? Supunem la vot referat în necesitate. Împotrivă, abține. Mai citim mai târziu. Bun. A doamna Mărui. Da. Este știut faptul că în această perioadă oamenii își fac curățenie prin curs, prin grădini, adună gunoaiele, multe dintre ele le aruncă, altele le dau foc, focul fiind nesupravegheat, ceea ce constituie pericol pentru bunurile lor materiale și ale celor din împrejurim, dar pot afecta și focul nesupravegheat, poate afecta și viețile oamenilor. De asemenea, există resturi de vegetație uscată din jur împrejurul comunei noastre și în teritoriu, între sate, și acestea constituie pericol pentru incendierea satelor și populației. Știm că în anii trecuți au fost asemenea situații la noi,
La Hertioana au fost trei situații, de fapt, unde domnul primar a intervenit prompt. Ne amintesc că acum 2 ani era o sărbătoare mare creștină a catolicilor. Eu veneam de la cimitirul Bisericii Ortodoxe din Hertioana, coboram și am văzut o vâlvătaie și am venit în sat rapid. Am bătut la porțile oamenilor, era întuneric. Am bătut la porțile oamenilor, satul Hertioana este sat cu oameni bătrâni, n-au ieșit afară și atunci unica soluție era să îl anunț pe domnul primar. Dumnealui mi-a spus, în 10 minute sunt acolo. Și așa a fost. A venit cu cei doi feciori ai dumnealui, cu vecini, cu mătruaie și alte materiale, așa, și cu toții au stins focul cam o jumătate de oră. Dar dacă focul acela era lăsat nesupravegheat, din jur împrejur era stuf, și casele erau la circa 50 de metri de foc. Deci puteau saltă foarte bine fără să știi ce s-a întâmplat și așa mai departe. O altă situație a fost de la incendierea rezervelor de vegetale uscate. Și de-a lui toți pe Hertioana acolo. Și cum toate se întâmplă, toate necazurile astea se întâmplă noaptea. Oamenii, puțin, între ei, bine nu avem. Era și băiatul meu acasă și rapid, pe ce-o găsit, au venit acolo sus la domnul primar, care mai era un grup de oameni, și până târziu, la 1-2 noaptea, au muncit, au stins focul, pentru că într-o parte îl stingeau, în cealaltă parte focul, flăcările copneau și se întindeau flăcările. Deci, altă situație la fel, în Hertioana la noi, tot are situația asta de vegetație uscată și care fie de la o țigară aruncată, fie răufăcătoare, nu se țin, mă rog, nu vrem să dăm vina pe nimeni, dar este bine să avem în atenție lucrurile acestea. Și atunci, pentru a evita aceste lucruri, este necesar să intensificăm munca de prevenire desfășurată rândul cetățenilor. Noi, în calitate de consilieri, avem datoria să discutăm privind riscurile la care ei pot să vadă dacă nu respectă regulile pe care le spunem noi, privind aruncarea gunoaielor, focul acesta care nu este supravegheat și ce prejudicii pot aduce. De asemenea, știu că a început deja domnul primar să reactualizeze acele grupe, acele echipe de intervenție. Poate, asta, acum e nevoie, de mai reactualizăm. Și, de asemenea, să procurăm în continuare materiale care sunt necesare, astfel încât, cu forțele noastre, să putem să intervenim cu folos până la venirea pompierilor. Vă mulțumesc! Să acționăm o utilitate de asta, așa, în pompier. Doamne, am văzut. Suntem necăjiți de faptul, de felul cum se desfășoară activitatea didactică. Da, aș prefera să... Aș prefera să... pentru altul ședință. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte probleme la diverse, eu vă mulțumesc pentru participare, putem încheia ședința. Mulțumesc.